Bine v-am găsit, dragi elevi! În minutele care urmează, aș vrea să vă gândiți ce simțiți atunci când faceți greșeli. De exemplu, nu ascultați de părinți sau nu vă faceți temele. Sunt sigură că v-ați gândit că nu vreți să-i dezamăgiți și să-i întristați. Și cum este mai bine? Să afle de la voi că ați greșit sau de la altcineva? Bineînțeles că de la voi și acest lucru este întărit și de zicala binecunoscută. Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. Așa se întâmplă și cu Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. În clipul de astăzi vom vorbi despre primirea iertării prin spovedanie și vom vedea că după intrarea în rândul creștinilor prin Sfânta Taină a Botezului, este bine să ne menținem viața curată, bine plăcută lui Dumnezeu. Poate vă întrebați când greșim în fața lui Dumnezeu. Greșim în fața lui Dumnezeu atunci când nu-L ascultăm. Așa cum părinții noștri se întristează când nu-i ascultăm și nu respectăm sfaturile lor, așa și Dumnezeu se întristează când ne socotim sfaturile sale. Greșim în fața lui Dumnezeu când nu ne rugăm, căci prin rugăciune noi comunicăm cu Dumnezeu. Așa cum părinții sunt triști când venim de la școală și nu comunicăm cu ei, nu ne sfătuim, nu mâncăm cu ei, așa și Dumnezeu se întristează când uităm să îi vorbim. Greșim în fața lui Dumnezeu când nu îl vizităm, căci El ne așteaptă în fiecare duminică și sărbătoare să mergem în casa sa. Așa cum părinții se întristează când nu-i vizităm, așteptându-ne cu masa plină de bunătăți, așa și Dumnezeu ne așteaptă cu masa încărcată de bunătăți duhovnicești și se întristează când nu-l vizităm. Greșim în fața lui Dumnezeu când îi supărăm pe cei din jur, căci tot ceea ce ne înconjoară, oameni, natură, toate sunt creația lui Dumnezeu pe care a adus-o la viață cu iubire. Așa cum părinții se întristează când ne certăm cu frații, așa și Dumnezeu se întristează când nu ne iubim aproapele, deoarece în fața Lui toți suntem frați. De multe ori se întâmplă să greșim din neștiință sau uitare sau neglijență față de alte persoane și când realizăm ce am făcut, ne dorim să fim iertați. Ca să primim iertarea, este bine să ne cerem scuze și să facem promisiuni celor din jur și mai ales celor cărora le-am greșit. Așa se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Când greșim față de Dumnezeu, încălcând învățătura Lui, ne simțim neliniștiți, îngrijorați, regretăm și dorim să fim iertați. Iertarea păcatelor se primește prin Sfânta Taină a Spovedaniei, slujbă numită și Taina Mărturisirii. Dar cum trebuie să fie mărturisirea? Dumnezeu ne iartă faptele rele pe care le regretăm și le mărturisim de bună voie înaintea preotului cu dorința de îndreptare. Așadar, mărturisirea păcatelor trebuie să fie sinceră, completă și cu dorința de a nu le repeta. Părintele duhovnic a primit de la Dumnezeu puterea iertării păcatelor după cuvintele Mântuitorului. Celor cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Părintele duhovnic este preotul care săvârșește taina spovedaniei și îndrumă pe credincioși pe calea cea bună, el fiind astfel părinte spiritual al credincioșilor și doctor al sufletelor. Fiecare este bine să aibă un preot duhovnic, căci fiecare are nevoie de un doctor al sufletelor, așa cum mai este el numit. De fiecare dată când ajungem la el, și îi mărturisim ce ne doare, ce ne întristează, ce ne aduce neliniște, ne dă o rețetă prin care să ne putem păstra sufletul curat.
El ne dă sfaturi folositoare atât pentru suflet cât și pentru trup. Ne îndrumă și ne urmărește în creșterea noastră duhovnicească. Dacă vă întrebați ce ne aduce iertarea păcatelor, ei bine, trebuie să știți că ea ne aduce împăcarea cu Dumnezeu, cu toți cei din jur și cu noi înșine. De aceea ne simțim bucuroși și luminoși când ieșim de la spovedanie. Așa cum mărturisind părinților că am greșit, obținem iertarea, împăcarea și apropierea de aceștia, tot așa, prin mărturisirea păcatelor, ne împăcăm cu Dumnezeu care ne iubește. Este bine să reținem că prin taina Sfintei Spovedanii primim iertarea păcatelor. Iertarea aduce împăcarea cu Dumnezeu și cu toți cei din jur și cu noi înșine. Preotul duhovnic mai este numit și doctorul sufletelor. Dumnezeu ne iartă toate păcatele mărturisite părintele duhovnic cu părere de rău. În continuare, avem câteva îndemnuri pentru micul creștin. Să ierți din toată inima, să te spovedești, să asculți sfaturile duhovnicului, să nu repeți aceleași greșeli, să-ți ceri iertare când ai supărat pe cineva. Poți da și alte exemple. Alege 3 îndemnuri și notează-le în caiet. Ce am învățat astăzi? Am învățat că greșelile sunt fapte rele fără intenție față de alte persoane. Că păcatele sunt fapte de neascultare față de voia lui Dumnezeu. Că sfânta taină a spovedaniei este slujba prin care ni se iartă păcatele. Că mărturisirea păcatelor trebuie să fie completă, sinceră și cu regret. Haideți să descoperim împreună. În Sfânta Scriptură, prin multe pilde, Mântuitorul arată cum ne dăruiește iertarea sa. El vorbește de păstorul care a avea 100 de oi și a pierdut una dintre ele. Atunci le-a lăsat pe cele 99 și s-a dus să o caute pe cea pierdută, găsind-o cu mare bucurie. Cu ajutorul textului alăturat și al icoanei de mai jos, răspunde la următoarele cerințe. Cine poate fi oaia pierdută? De ce s-a pierdut? De ce o poartă Hristos pe umeri? Care om dintre voi, având 100 de oi și pierzând una dintre ele, nu lasă pe cele 99 în pustie și se duce după oaia cea pierdută până ce o găsește? Și găsind-o, o pune pe umerii săi bucurându-se și sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii zicându-le, bucurați-vă cu mine că am găsit oaia cea pierdută. Notează răspunsurile în caiet. În final, avem un citat depus la suflet. Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune. Fericitul Augustin. Webografia imaginilor.